v-am regăsit, dragi prieteni! Vom începe după amiaza cu un curs interesant de fizică, unde veți afla mai multe despre optica fotonică. Optica este o ramură a fizicii care studiază proprietățile și natura luminii. Deci, sunteți pregătiți? Eu da! Bună ziua! Sunt Ioana Stoica, profesor de fizică la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, din București. Vă reamintesc că au existat două ipoteze referitoare la natura luminii. Ipoteza susținută de Newton, care concepea lumina ca pe un flux de corpusculi emiși de sursele de lumină și captați de receptori. Corpusculii se deplasau de-a lungul razei de lumină. Cea de-a doua ipoteză, susținută de Huygens, în lucrarea tratatul despre lumină, consideră că lumina este de natură undulatorie, asemănătoare cu unda mecanică. Cum dovezile experimentale nu au înclinat balanța controversei referitoare la natura luminii în favoarea niciuneia dintre cele două ipoteze, pe tot parcursul secolului al XVIII-lea au coexistat ambele teorii. Balanța s-a înclinat în favoarea naturii ondulatorii la începutul secolului al XIX-lea. Dispozitivul Young și experiența pe care a făcut-o Young folosind dispozitivul respectiv a verificat principiul lui Huygens și a permis observarea frangelor de interferență. Observarea frangelor de interferență a permis calcularea cu o bună aproximație a ordinului de mărime pentru lungimea de undă a radiației din spectrul vizibil. În 1865, Maxwell și-a publicat lucrarea numită o teorie dinamică a câmpului electromagnetic. În această lucrare, el arată că lumina este o undă electromagnetică transversală ce se poate propaga și prin vid. Vă reamintesc că undele mecanice se pot propaga doar printr-un mediu elastic. Predicțiile lui Maxwell referitoare la undele electromagnetice, deci și la lumină, au fost strălucit confirmate de experimentele lui Hertz. Astfel încât, cei mai mulți dintre fizicieni considerau că lumina este de natură ondulatorie. Dar tot Hertz, în 1887, a observat că producerea scânteii între două sfere de zinc este sensibil ușurată dacă una dintre sfere este iluminată cu radiații ultraviolete. A descoperit efectul fotoelectric. Einstein a explicat legile efectului fotoelectric, considerând că lumina este de natură corpusculară. Vă reamintesc. Efectul fotoelectric extern constă în emisia de electroni de către un corp, în cazul nostru un catod, aflat sub acțiunea radiațiilor electromagnetice. În acest grafic am reprezentat dependența intensității curentului de tensiunea U aplicată între anod și catod. Am marcat pe grafic intensitatea I0 obținută în cazul în care între anod și catod nu se aplică tensiune, intensitatea curentului de saturație, intensitatea de saturație, măsură a numărului maxim de fotoelectroni emiși de catod în unitatea de timp și tensiunea de stopare tensiunea pentru care intensitatea curentului prin circuit este 0, tensiune măsură a energiei cinetice maxime a fotoelectronilor emiși. Legile efectului fotoelectric extern. Legea întâi, vă reamintesc, spune că intensitatea curentului fotoelectric de saturație este direct proporțională cu fluxul radiației electromagnetice incidente, când frecvența radiației este constantă. Cea de-a doua lege spune că energia cinetică maximă a fotoelectronilor emiși crește liniar cu frecvența radiației electromagnetice incidente și nu depinde de fluxul radiației. Legea a treia spune că efectul fotoelectric extern se produce doar dacă frecvența radiației electromagnetice incidente este mai mare sau cel puțin egală cu o valoare minimă numită frecvență de prag specifică fiecărui metal. Legea a patra afirmă că efectul fotoelectric este instantaneu. Legile efectului fotoelectric extern au fost explicate de Einstein nu folosind teoria ondulatorie, ci folosind teoria corpusculară, adică noțiunea de foton, introdusă de Planck. În 1900, Planck a observat că oscilatorii microscopici, de exemplu atomii, pot absorbi sau emite doar anumite cantități de energie, numite cuante de energie. Fotonul este particula posesoare a acestei cantități de energie. Dacă fotonul este purtătorul Cantității de energie, înseamnă că putem exprima energia sa în funcție de frecvența nu a radiației și de constanta Planck, a cărei valoare este scrisă pe ecran. Evident, în aer, viteza fotonilor este egală cu 3 ori 10 la 8 metri pe secundă. Putem calcula masa de mișcare a fotonului în felul următor. Energia fotonului poate fi exprimată ca fiind mc pătrat. Pe de altă parte, am văzut că putem exprima energia fotonului în funcție de frecvența anioa radiației și de constanta Planck. Egalând cele două expresii pentru energie, obținem că masa de mișcare a fotonului este h nu supra c pătrat. Ca orice particulă și fotonul este caracterizat de impuls. Impulsul său este produsul dintre masa sa și viteza cu care se deplasează, folosind pentru masă expresia pe care tocmai am găsit-o și ținând cont de faptul că lungimea de undă adică drumul parcurs de undă în timp de o perioadă, poate fi exprimată în funcție de viteza de propagare a luminii și de frecvența radiației incidente? Putem exprima impulsul fotonului în funcție de constanta Planck și de lungimea de undă lambda. Evident, sarcina electrică a fotonului este zero. Einstein a explicat legile efectului fotoelectric extern considerând că lumina este de natură corpusculară, un foton incident este absorbit de un electron din interiorul catodului, cedându-i acestuia întreaga sa cantitate de energie. Vă reamintesc faptul că fluxul radiației reprezintă cantitatea de energie transportată de radiația electromagnetică în unitatea de timp. Exprimând energia în funcție de energia unui foton și de numărul fotonilor incidenți pe corpul respectiv, Observăm că numărul fotonilor incidenți este direct proporțional cu fluxul radiației incidente, evident, în cazul în care toți fotonii au aceeași energie, adică frecvența radiației este menținută constantă. Pe de altă parte, dacă fiecare foton incident este absorbit de un electron și va elibera acest electron din corpul respectiv, înseamnă că numărul fotonilor este același cu numărul fotoelectronilor emiși. Am văzut că intensitatea curentului de saturație este o măsură a numărului total de fotoelectroni emiși de catod în unitatea de timp. Deci, intensitatea curentului de saturație este direct proporțională cu fluxul radiației incidente, adică exact ce afirmă legea întâi a efectului fotoelectric extern. Pentru a explica legea a doua, să considerăm că fiecare foton incident este absorbit de un electrod din interiorul catodului. Dacă întreaga energie a fotonului absorbit este cedată electronului, electronul va folosi această energie sub formă de lucru mecanic de extracție necesar pentru a se extrage din corpul respectiv, iar surplusul îl va folosi sub formă de energie cinetică exprimând din această lege de conservare a energiei, energia cinetică maximă, observăm că această energie depinde liniar de frecvența radiației incidente. Pentru a explica legea a treia, observăm că pe măsură ce frecvența radiației incidente scade pentru un același material, pentru un același corp, Scade și energia cinetică, deoarece lucrul de extracție este o constantă a materialului respectiv. Asta înseamnă că, în cazul în care viteza fotoelectronului emis este zero, frecvența obținută este chiar frecvența de prag, frecvența minimă necesară producerii efectului fotoelectric. Observăm că această frecvență este caracteristică fiecarei substanțe în parte prin lucrul de extracție observați, pentru două metale diferite, frecvențele de prag, frecvențele minime pentru care se produce efectul fotoelectric, nu 01 și nu 02 sunt diferite. Chiar dacă aceste frecvențe de prag sunt diferite, pantele celor două drepte sunt egale, observați, tangenta unghiului fi în ambele cazuri este chiar constanta Planck. Cum efectul fotoelectric se produce într-un timp extrem de scurt, aproximativ 10 la minus 9 secunde, putem considera că efectul fotoelectric extern este instantaneu, deoarece interacțiunea dintre foton și electronul emis durează un timp foarte, foarte scurt. Legea a patra afirmă că efectul fotoelectric este instantaneu, Ținând cont de faptul că interacțiunea dintre foton și electron durează un timp foarte, foarte mic, aproximativ 10 la minus 9 secunde, putem considera că, într-adevăr, efectul fotoelectric extern este instantaneu. În continuare, copii, vă propun să aplicăm ceea ce am recapitulat în lecția de astăzi și să rezolvăm împreună următoarea aplicație. O radiație incidentă pe suprafața unui catod produce efect fotoelectric extern. În timpul experimentului, frecvența radiației incidente nu se modifică. Creșterea numărului de fotoni incidenți în unitatea de timp pe suprafața catodului conduce la a Creșterea numărului de electroni extrași din catod în unitatea de timp, scăderea numărului de electroni extrași din catod în unitatea de timp, creșterea energiei cinetice maxime a electronilor extrași din catod în unitatea de timp sau scăderea energiei cinetice maxime a electronilor extrași din catod în unitatea de timp. Pentru a rezolva problema, să ne reamintim faptul că fluxul radiației incidente este proporțional cu numărul fotonilor incidenți. Pe de altă parte, cum am spus că fiecare foton incident eliberează un electron, înseamnă că fluxul radiației incidente este proporțional și cu numărul de electroni eliberați de catod în unitatea de timp. Deci, creșterea numărului de fotoni Incidenții în unitatea de timp pe suprafața catodului conduce la creșterea numărului de electroni extrași din catod în unitatea de timp. Următoarea problemă pe care vă propun să o rezolvăm în continuare este următoarea. Se iluminează cu radiații din domeniul vizibil, adică lungim de undă cuprinse între 400 nm pentru radiația violet și 700 nm pentru radiația roșie o placă de cesiu care are lucrul mecanic de extracție egal cu 3 ori 10 la minus 19 juli. Determinați A. Frecvența de prag a efectului fotoelectric pentru cesiu, energia cinetică maximă a fotoelectronilor emiși de cesiu și limitele între care este cuprinsă convergența unei lentile biconvexe cu fețe identice, având Raza de curbură R egal 20 de centimetri, dacă sticla din care este confecționată lentila are indice de refracție, NV egal 1,55 pentru radiația violet și NR egal 1,5 pentru radiația roșie. Așa cum ați văzut, legea conservării energiei pentru interacțiunea foton-electron este h nu egal L extracție plus mv pătrat pe 2. Această ecuație este cunoscută drept legea lui Einstein. Spuneam că dacă viteza fotoelectronului emis este 0, frecvența radiației incidente în acest caz este chiar frecvența de prag. Deci, pentru a calcula frecvența de prag a efectului fotoelectric extern pentru cesiu. În această ecuație impunem condiția ca viteza fotoelectronului emis să fie 0, obținând că H 0 egal cu lucrul mecanic de extracție a electronului din materialul respectiv, știind valoarea constantei Planck, 6,62 ori 10 la minus 34 jilor secundă, și folosind valoarea numerică dată de problemă pentru lucrul de extracție, putem calcula valoarea frecvenței de prag ca având valoarea 4,5 ori 10 la puterea a 14 Hz. Pentru a rezolva sub punctul B al problemei, adică pentru a calcula energia cinetică maximă a fotoelectronilor emiși, să aplicăm din nou ecuația lui Einstein scrisă sub forma EC max egal H minus L extracție. Am văzut că energia cinetică maximă depinde liniar de frecvența radiației incidente. Dacă vrem să obținem cea mai mare valoare, așa cum cere problema, pentru energia cinetică maximă a fotoelectronilor emiși, cum lungimea de undă a radiației incidente și energia cinetică maximă sunt invers proporționale, înseamnă că această valoare maximă a energiei cinetice se obține pentru lungimea de undă minimă. În cazul nostru, lungimea de undă minimă este 400 nanometri, deci pentru a calcula cea mai mare valoare a energiei cinetice maxime a fotoelectronilor emiși, vom folosi în calcul lungimea de undă ca fiind 400 nanometri. Făcând înlocuirile numerice și efectuând calculele, observați, am înlocuit constanta Planck, viteza de propagare a luminii în vid, lungimea de undă a radiației folosite și lucrul mecanic, valoarea lucrului mecanic de extracție, obținem că energia cinetică cea mai mare obținută în acest caz este 1,7 ori 10 la minus 19 juli. Sub punctul C al problemei ne cere să calculăm limitele în care este cuprinsă convergența lentilei, în cazul nostru, indicele de refracție al materialului din care este confecționată lentila, este variabil. Ne reamintim că în clasa A11 a 11-a am învățat că putem să exprimăm distanța focală a lentilei în funcție de caracteristicile lentilei și de indicele de refracție al mediului în care se află lentila. Cum lentila noastră se află în aer, putem exprima distanța focală în funcție de indicele de refracție absolut al materialului din care este confecționată lentila, și de razele R1 și R2 ale lentilei. Spuneam în clasa A11 că toate coordonatele și razele de curbură se măsoară într-un sistem de coordonate care are ca origine centrul optic al lentilei. Asta înseamnă că dacă lentila noastră este biconvexă, simetrică. în acord cu convenția de semne, raza R1 a lentilei este pozitivă, iar raza R2 poate fi scrisă, cum observați pe tablă, astfel încât pentru distanța focală obținem expresia N-1 înmulțit cu 2 supra modul din R. Am învățat că putem exprima convergența unei lentile în funcție de distanța focală F. Indicele de refracție al lentilei este diferit pentru radiația violet și pentru radiația roșie. Pentru a calcula convergenței, convergențele lentilei în cele două cazuri, vom folosi indicele de refracție pentru radiația violet și respectiv indicele de refracție pentru radiația roșie, înlocuite în expresia găsită anterior. Cum am exprimat această convergență în funcție de raza de curbură a sferelor din care provin fețele lentilei, înseamnă că putem să facem înlocuirile numerice. Observați, înlocuim valoarea pentru indicele de refracție absolut și valoarea razei de curbură date de problemă dată de problemă, astfel încât obținem pentru convergența lentilei în cazul radiației violet valoarea 5,5 dioptrii. Procedând în mod analog și pentru radiația roșie, de data asta vom folosi indicele de refracție absolut, valoarea indicelui de refracție absolut al mediului din care este confecționată lentila pentru radiația roșie, Obținem că în acest caz, valoarea convergenței lentilei este 5 dioptrii. Am obținut astfel limitele între care este cuprinsă convergența lentilei în cazul în care indicele de refracție al materialului din care este confecționată lentila este variabil. Am obținut astfel limitele între care este cuprinsă convergența lentilei în cazul în care indicele de refracție absolut al materialului din care este confecționată lentila este variabil. Vă mulțumesc, copii! Lecția noastră s-a terminat! Vă urez succes și să fiți sănătoși! Prieteni, este momentul să luăm o scurtă pauză în care puteți descărca suporturile de curs ale lecțiilor de pe pagina de Facebook a emisiunii Teleșcoala TVR. Nu plecați prea departe, revenim în câteva minute.